Președintele Claus Iohannis se va întâlni azi cu președintele Poloniei, Andrzej Duda. Discuția dintre cei doi șefi de stat are loc cu două zile înainte de summitul extraordinar al liderilor NATO de la Bruxelles din 24 martie, la care vor fi decise noile măsuri pentru siguranța statelor membre de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Președintele polonez este într-un mini-turneu în regiune, având deplasări la Chișinău și Sofia.